Aproape 35.000 de pachete de țigări netimbrate au fost descoperite de polițiștii gălățeni în caroseria unei autoutilitare. Bărbatul aflat la volanul acesteia a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru contrabandă cu țigări. La data de 5 mai, în jurul orei 1:50, polițiștii postului de poliție Oancea au oprit în trafic o autoutilitară la volanul căreia se afla un bărbat de 29 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească. Cu ocazia controlului amănunțit al autoutilitarei, polițiștii au constatat că suprafața care acoperea bena nu este din tablă, ci din material textolit, prins pe margini cu șuruburi. După desfacerea suprafeței respective, în bena autoutilitare au fost găsite 34.930 de pachete de țigarete netimbrate de proveniență Ucraina. Acestea au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar conducătorul auto, bănuit de săvârșirea infracțiunii de contrabandă, a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore și urmează a fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.